Infrastructura feroviară hunedoreană continuă să fie ținta favorită a hoților. Potrivit raportului de activitate realizat de Serviciul Județean de Poliție Transporturi Hunedoara, în cursul anului 2021, magneții au furat echipamente ori subansamble de pe liniile ferate, provocând o pagubă de peste 1,5 milioane lei. Zeci de hoți au fost prinși de polițiștii TF hunedoreni, toți fiind cercetați penal pentru furturi de la infrastructura feroviară, dar și de la călători. Anul trecut, polițiștii feroviari au soluționat 140 de dosare penale pentru infracțiuni economice, 113 privind furturile, fiind cercetate 33 de persoane.